de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am găsit la o nouă emisiune. După dimineața de ieri, când a fost o emisiune extrem de serioasă, cel puțin nu am vrut să avem episoade parodice nici într-un fel, cel puțin din punctul nostru de vedere. Dacă a ieșit altceva, este cu totul și cu totul doar meritele interlocutorului nostru. Astăzi ne-am gândit să facem o emisiune mai umoristică. Nu știu dacă o să ne iasă, dar nu cred că... De fapt, nu, e serioasă. Astăzi vom vorbi, oameni buni, despre câteva dintre marile mistere ale neamțului. Nu vom vorbi despre tunelurile de sub Ceahlău. Nu vom vorbi despre teoria care spune că neamțul este buricul pământului din punct de vedere politic în România. Nu. Vom vorbi despre niște lucruri care, într-adevăr, necesită foarte, dar foarte, foarte, foarte multă, cum să vă spun eu, atenție și multă cercetare. De exemplu, avem în ceea ce se numește Casa Albă un personaj extrem, extrem, foarte misterios. Unii spun, chiar se întreabă unii, domne, dacă nu-i venit cumva din alte zone, zone, ca să spun așa, în care există, să vă spun, oameni veniți din alte planete. Avem un subprefect extrem de misterios pentru zilele noastre. De ce spunem asta? Numele său, îl vedeți și în imagine, un om extraordinar altfel, domnul Ungureanu, Doru Ungureanu, este subprefect de Neamț în epoca PNL, acum PNL-USR-UDMR, din partea ALDE. Deci este un mare mister cum acest om, vă spun, foarte de treabă, foarte ok, așa ca personaj, a rămas pe funcție. Misterul este și mai mare pentru că membrii ALDE s-au întrebat când a ajuns subprefect în numele partidului cum putea să întâmple asta fără să aibă vechime. Au făcut cercetări în arhivele partidului să-i caute vechimea. Așa. A rămas în sarcina arheologilor lucrul acesta. Și acum se întreabă mulți cum totuși un guvern de dreapta, două guverne de dreapta, și domnul Orban și domnul Câțu, îl țin pe domnul Ungureanu sub prefect, pentru că el este omul domnului Asaftei. Până când să plece domnul Orban să vină domnul Câțu, au zis așa, domnule, îl ținem acolo că poate îl convingem pe Asaftei să voteze cu noi. Canci. N-au reușit, că domnul Asaftei are convingeri ferme. El, dacă a zis odată că este cu Ionel Arsene, este cu Ionel Arsene până când trece cu altcineva. Dar până atunci este ferm hotărât în poziția domniei sale. Acum, mai există o explicație, dar vine dinspre PNL. Sunt atât de mulți oameni dornici, erau și sunt atât de mulți, să ajungă sub prefect, încât conducerea partidului a zis, bă, decât să-i nemulțumim pe atâția, mai bine îl lăsăm pe domnul Ungureanu acolo. Că e băiat bun, nu deranjează pe nimeni și cineva a dat și, cum se spune, calitatea lui cea mai importantă. Și este la fel de folositor pentru noi acolo și pentru instituție, precum paracetamolul în tratamentul Ebola. Acum, să vedem cât mai rezist acolo. Poate, cine știe, vreo ședință de guvern următoare va elucida acest mister. Bun, primul mister. Al doilea mister ține de meandrele concretului în societățile Consiliului Județean. Avem noi o doamnă în Piatra Neamț, pe numele său Ruxandra
Bosovici, care a reușit să-i pună la grea încercare pe toți istoricii care încearcă să scrie istoria contemporană a municipiului Piatra Neamț, a primăriei și a societăților primăriei. Pentru că, în acest moment, doamna Bosovici, un jurist eminent de altfel, este într-o postură extrem de interesantă. Este în 3 ceauri, la 3 societăți ale primăriei. Deci conduce urbanul, calitate de administrator special, cred, este președinta Consiliului de Administrație de la Publiserv și este și în Consiliul de Administrație de la Locativ Serv, adică orașul, banii orașului sunt gestionați în 3 societăți de organisme în care doamna Bozovici, în 2 cel puțin, are primul cuvânt de spus, în al treilea, experiența domniei sale față de celorlalți membri din CA este covârșitoare, așa că nu credem că cineva îndrăznește să o contrazică. Acum, ce e și mai interesant, o secundă dacă îmi dați voie, să vă mai spun ceva, e ceva și mai interesant. Doamna Bosovici, la Locativ Serv, nu este numai în Consiliul de Administrație. Nu este numai în Consiliul. Este și în AGA. Adică este o performanță până la urmă să fii și trebuie să ai o mare capacitate să te obiectivezi atât de tare încât tu, în calitate de agaman, să-ți poți verifica activitatea de membru în Consiliul de Administrație. Deci, ca să înțelegeți foarte bine, doamna Bosovici a avut direct și indirect pe mână un buget de 12 milioane de lei la Publiserv, calitate de președinte de Consiliul de Administrație, 3 milioane încasați de la primărie la Urban și 2 milioane încasați de la primărie la Locativ Serv, plus piețele care, na, mai dau și ele câte un bănuțici colo, depinde cum poți să cazi în picioare ca o pisică de fiecare dată când ajungi la închiriat locuri în piață și încasat taxe. Bun. O să spuneți, domne, sunteți răutăcioși. Doamna, dacă cunoaște și știe, poate fi și în 5. Este o idee. Pentru că mai sunt 2 societăți în care poate să ajungă doamna Bosovici. Acolo. Noi am spune să ducă și la Perla Invest. Dar, totuși, de ce dânsa în toate aceste lucruri? Pentru că, în calitate de juristă la Urban, doamna Bosovici știe toate marile realizări ale orașului făcute cu bani plimbați prin Urban. Știe toate schimburile de terenuri, toate majorările de capital, toate înstrăinările de bunuri. Știe cum s-au vândut locuri prin piețe, cum s-au închiriat, cunoaște exact toți datornicii care nu și-au plătit datoriile la Urban, pentru că trebuia să meargă în instanță. Știe exact cum s-au sifonat banii de la primărie la Urban și înapoi la primărie și tot pe acolo așa. Deci, n-avem de ce să nu o credităm cu prima șansă pe doamna Bosovici să intre și în alte 2 consilii de administrație. Ba mai mult, dacă se străduiește un pic și își mai împarte timpul și îl drămuiește, poate să meargă și la troleibuzul și la Apaser, pentru că, până la urmă, Piatra Neamțu are acțiuni și acolo, mai micuță, e adevărat, dar mai are și pe acolo. Bun, să mai spunem totuși că doamna Bozovici merită să fie acolo pentru că a avut o măștenire grea. Vă aduceți aminte? Nu vă aduceți aminte, că la noi se uită repede. Când a intrat, ce vremuri, Urbanul în insolvență, niște agamani au consemnat în procesul verbal de ședință că se intră în insolvență, cităm, ca să se ascundă urmele. Ei, doamna Bozovici a ajuns în funcții de conducere la Urban
după ce s-a luat această decizie cu ascunsul urmelor. Și cum poți să ascunzi urmele mai ușor decât să pui un jurist care se ocupă de mai binele societății, societatea merge din ce în ce mai bine, ba chiar putem să spunem că înflorește cu adevărat. Înflorește și la propriu și la figurat. Înflorește la propriu pentru că societatea a găsit un furnizor de panseluțe la Piatra Neamț, sau mă rog, în apropierea Piatra Neamț, care aduce panseluțe pentru orașul acesta, cum să spunem, din foarte apropiata zonă a doamnei Bosoviș, cel puțin așa scrie un ziar local. Deci, să-i dorim în continuare să gospodărească bine orașul, banii orașului. Vă înșelați dacă primarul credeți că se ocupă cu asta. N-ați văzut ieri? Domnul primar ne-a spus foarte clar. Suntem în 10 februarie și nu i s-au adus bugetele societăților Consiliului Local. E drept că nici dânsul nu le-a cerut ca să nu îi deranjeze foarte tare, știind ce îi vor aduce, adică cu 10% în plus la buget. Așa că, iacă-te mister elucidat. Doamna Bosovici este în 3 ceauri și într-un aga și cumpără panseluțe pentru că poate și pentru că mai ales merită. Bun. Trecem la al treilea subiect. Al treilea mister. Toată lumea critică și mulți critică în neștiință de cauză telegondola. Dom'le, investiția telegondolei. Că vezi, doamne, că s-au cheltuit bani. Că... Nu, domne, telegondola, și ăsta este misterul pe care vrem să-l elucidăm astăzi, a făcut foarte, foarte mult bine orașului, Piatra Neamț. În primul rând, a arătat că poate să înceapă o construcție emblematică pentru oraș fără autorizație. Și dacă a fost fără autorizație atunci, ea a devenit un exemplu în timp că se poate dezvolta un oraș în felul acesta, fără autorizație. Ne mai mirăm că au venit ăștia nemții de la Kaufland și au construit, au dat în folosință fără să aibă autorizațiile. Păi nu trebuie să ne mirăm, pentru că ei sunt niște oameni extrem de atenți și buni gospodari. Ei au Piatra Neamț, da, ok, acolo putem începe fără autorizație, pentru că nu e așa. Și primăria a început fără autorizație să-și construiască pe munte stâlpi și alte chestii pentru telegondola. În al doilea rând, ea este benefică pentru că a întărit relațiile pietrenilor cu istoria americană. Să ziceți, cum adică, ce treabă are telegondola cu americanii? Câți americani au venit să dea cu telegondola la noi? Nu. Noi am încercat să facem la Piatra Neamț, primăria și cei de la telegondola, o legătură între societatea românească pietreană în anii 2000 și societatea americană, e drept, din anii vestului sălbatic. Adică, țineți minte că americanii au făcut rezervații pentru indieni, după care i-au luat pe indieni, le-au zis, bă, rezervația asta e prea bună pentru ei, hai, în altă parte, și i-au mutat în altă parte. La noi, telegondola s-a construit într-o rezervație naturală. Adică dacă americanii au putut să nu-și respecte cuvântul cu rezervațiile alea, de ce să nu putem noi la Piatra Neamț să intrăm într-o rezervație fără autorizație să construim? Am intrat, am construit, hei, și avem telegondolă. Cine poate să recircule aerul mai bine decât o telegondolă la Piatra Neamț? Bun, acum continuăm cu comparația. Sau cu asemănările, cum vreți dumneavoastră. Americanii s-au dus în vestul sălbatic să caute terenuri și aur. Mai țineți minte? Karl May, Vinetu, Old Shatterhand, etc. Păi și ai noștri au căutat aur. Și au găsit.
Au găsit aur la telegondolă. Nu e aurul ăla în pepite pe care îl știți dumneavoastră, dar de pe urma câștigurilor de acolo, mulți și-au luat aur chiar, alții și-au făcut câte o căsuță, alții câte o viluță, ce au putut și ei. Cum e aurul ăsta de la telegondolă? Păi au zis băieții așa, noi de la telegondolă, aia cei care au hotărât telegondola. Bă, facem telegondolă de acolo până acolo, cam câți bani ne trebuie? Păi ce, vreo 20 de milioane de lei. Hai bă, lasă 20, 40 să vin aici. Am luat un împrumut, au luat un împrumut, bun, îl plătim. Dar ce, suntem fraier noi acum? Noi acum construim. Au luat cu perioadă de grație și au început să construiască. Cu autorizație, fără autorizație, nu mai contează. Acum au construit. Bun, da. La un moment dat trebuia să dai banii înapoi, dobânzi, etc. Bă, dacă nu sunt, de unde să dăm, spuneau directorii de la Perla Invest. Lasă-mă că vă dăm noi. Cum, care noi? Primăria. Care primăria? Aia care conduce orașul. Bun, și cum dăm? Păi se adunau acolo 20 și ceva de oameni într-o sală, numită sală de Consiliul Local, și venea cineva cu un proiect de hotărâre care suna cam așa. Se majorează capitalul social al societății Perla Invest cu suma de 500 de mii de lei pentru investiții. Ok. Dar în paralel se spune așa, bă băieți, noi vă dăm 500 de lei, dar 500 de mii. Dar vedeți, plătiți și voi rata aia la, sau măcar dobândă așa de obraz. Da, șeful, da, străiți. Se luau banii, se dădeau salarii, se mai făceau niște șmecherii. Șmecheria principală era cu returnarea de TV, dar vă spun altă dată. Bun. Și băieții trăiau bine, mersi. Păi nu ăsta este visul american? Să faci ceva pe banii altuia, să-ți iei salarii pe banii altuia, să iei împrumut și împrumutul să-l plătească tot altul. Credeți că au plătit banii? N-au plătit nimic. La în 2009 au zis, bă, dar chiar nu se mai poate, adică nu mai așa. De unde atâția bani? Și au dus-o mai departe. Exemple de management de genul ăsta la Perla Invest sunt 1000. Dar vă mai dăm două. Unu, era un patron, că era patron acolo, nu era director. El era patron, l-a numit patronul mare pe patronul mic. Și patronul mic, când a ajuns acolo, făcea ca patronul de la sifon, știți? Când intrai în birou la el, E, și patronașul ăsta, petronelul ăsta, cum eu spune, dacă a ajuns acolo, a zis, domne, zice, gata, de acum, zice, reformăm totul, facem o chestie ca lumea. Și mai mergea el cu mașina societății, dar mai mult mergea cu mașina lui și dacă i s-o strica mașina, a zis, da, cum, adică eu director aici, ia să mi-o repare societatea. Așa au dus-o, l-a reparat la societate. Ca să înțelegeți că lucrurile pot merge și așa, bine mersi, fără să te deranjeze nimeni. Bun, un alt exemplu. Băieții ăștia de la Perla Invest au reușit să-l facă să certe Jean Păduraru cu Gigi Ștefan de la Piatra Neamț. Zic, ce treabă are doi Jean Păduraru, Dumnezeu să-l ierte. Că... Așa. Păi să vă spun eu, ăștia au inventat decontarea dublă și triplă. Se făcea câte un eveniment, se dădea lumea cu schiurile pe pârtia asta unde tot ne dăm cu schiurile. Așa, la deal, la vale, nu mai contează. Și primăria dădea bani la Perla Invest ca să se organizeze evenimentul. După aceea, primăria, pe de altă parte, mai punea alți bani pentru evenimentul respectiv și mai erau și niște sponsori care veneau cu banii respectivi. Primăria dădea prin hotărâre de Consiliul Local, o întreagă tevatură. Și atunci, exemplul ăsta a fost urmat creator de cei care conduceau clubul de fotbal Ceahlău. Ce au zis ei? Bă, dacă ăștia pot cu sume mici, noi de ce să nu putem cu sume mari? Și au făcut. Au decontat o masă la Tartoria, în București, la domnul Iorgulescu. Domnul Iorgulescu, șeful de la fotbal. Frasul era în Consiliul de Administrație la Ceahlău. Mai mânca și el la Frasul, mai decontau ceva când se duceau la București. Decontau și la Consiliul Județean, decontau și la primărie. Se mai duceau băieții într-o vâjâială pe undeva, decontau și într-o parte și într-o parte. Era câte unul care era președinte pe acolo sau ce era el,
Într-o zi de conta trei mese. Una în București, una în Piatra și una în Galați. Probabil că era cu teleportare. Dar nu mai contează. Cert este că nea Jean Pădurarul s-a supărat așa de tare că n-a avut el ideea asta prima dată, încât o perioadă n-a mai făcut blaturi cu Ceahlău. Asta e. Deci, astea ar fi astăzi cele trei mistere despre care am zis noi să vă spunem câteva cuvinte, dar nu ne oprim aici. Pentru că astăzi este o zi foarte, 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 foarte importantă. Astăzi avem ședințe la Consiliul Județean. Și partea aceasta de emisiune vreau să o avem cu fundal sonor. O să rog un coleg să fie atent la mine și să facă ce îi spun eu. Deci o să te rog pe ideea aia cântecelor lăutărești să spui așa, dar încet, în șoaptă. Ia ședința, na, ședința, ia ședința, na, ședința, ia ședința, se aude? Ia ședința, na, așa. Deci astăzi avem două ședințe extraordinare la Consiliul Județean Neamț. Ca să vedeți, de la 3:30 era o ședință, ia ședința, na, ședința, era o ședință convocată de domnul Ionel Arsene, care a zis să vină oamenii, nu pe online, să vină direct în emisiune. Mai tare un pic, că nu te auzim. Dar n-ai mâncat, n-ai băut cafeaua de dimineață. Ia ședința, na, ședința. Așa. Ia ședința, na, ședința. Ia așa. Ședința, na, ședința, ia ședința. I-a convocat pe consilier să vină acolo. Ședința, na, ședința, ia ședința. Gata, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. I-a convocat să vină să hovoteze ceva. În subsidiar se spunea așa, bă, dacă terminăm negocierile cu ăștia, alegem și vicepreședinți. Cine, cum, care vicepreședinți? Un om de stânga, domnul Ionas Saftei, și un om de stânga-dreapta, domnul Dragoș Chitic. Mă rog, stânga-dreapta, ceva de genul ăsta. Tocmai primim niște informații de la Consiliul Județean în momentul ăsta, dar vi le spun imediat. Ceilalți, PNL, USR, a zis, bă, acum adică își permite ăsta, bă, Arsene ăsta. El nu mai știe că acum ar trebui să ciocu mic? Și facem noi ședință. Și au convocat o ședință la ora 2:30, cu o oră înainte de ședința domnului Arsene. Tema ședinței, deci au convocat-o 15 oameni, ca să fim bineînțeleși. Alegerea vicepreședintelor Consiliului Județean. Ca să le aleagă au nevoie de 18. Dar de unde 18? Că ăilalți n-au semnat. PMP-ul, ca partid, e, ca să spunem așa, alături de domnul Asaftei, care e alături de domnul Arsene. Poate ca persoane s-o fi negociat cu unul, doi, că mai sunt oameni care fac socoteli simple. Cât iau eu pe lună de la Consiliul Județean? 10 milioane, 11, 12, 9. Asta ce înseamnă? 10.000 de lei bani și bătăi de cap și ședințe și alte chestii. Bă, nu-i mai bine să mă duc eu la o leafă pe care o câștig într-o lună cât câștig într-un an în calitate de consilier? Și atunci, poate, s-a discutat lucrul ăsta, că până la urmă este firesc să discuți lucrurile astea. Că, pe de altă parte, domnul Arsene le-a promis unora de la PMP că îi face șef peste rangerii de la Ceahlău, că le dă un centru de crescut copii pe undeva. Nu de făcut copii, nu. Pe alții pun director, la alții le pune tata viceprimar. Ce le-o mai face pe acolo? Pe de altă parte, știți cum e? Consilierii ăștia de la PRO și de la PPUSL, da? Adică lui Voiculescu, ca să fie mai clar, teoretic, care se plimbă prin oraș, ajung în centru și zic, domne, noi mergem cu mașina, ce facem? Semnalizăm la dreapta și o luăm la stânga? Semnalizăm la stânga și o luăm la dreapta? Sau ce? Sau ne căutăm și noi să ne asigurăm viitorul. Și o să vedeți ce viitor frumos au unii dintre consilierii județeni de pe funcție, care după aceea vor obține ba o funcție de director adjunct,
bă, o funcție de director de dezvoltare, bă, o mică de concentrată, bă, un șef peste un garaj cu mașini multe, că vorba aceea, dacă ești mașinist, te pricepi să dai cu, cum se cheamă, cu cheia. Deci, astăzi avem, ia ședința, na ședința, să vedem la final dacă avem viceprimar sau nu avem viceprimar. Așteptăm să vedem dacă iasă fumul de la, vai, Doamne ferește, de la Consiliul Județean. Nu, că dacă spunem că iasă fumul, se și duce ISO acolo să-i verifice dacă au autorizație. Cum? Da, normal, să-i verifice dacă au autorizație la spital. Unde v-ați gândit dumneavoastră? La spital. Consiliul Județean are în grijă, poate ați uitat, spitalul. Spitalul acela, de la Piatra Neamț, da? Ah, și cel de la Lescani. O parte din el, mică, mică. Dar cum nu funcționează, ce rost mai are să-l amintim de el. Aceasta a fost prea frumoasa emisiune de astăzi, oameni buni. Vă dorim cele bune. Le dorim mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc azi ziua de naștere, pentru că sunt oameni importanți, foarte importanți, unii dintre ei chiar și combinagii. Să fie primit, la revedere, numai bine!